Școala gimnazială Alexandru Macedonski, Craiova. 45 de copii de la clasa pregătitoare până la cei de-a 8-a nu merg după ore direct acasă. Pentru ei, cel puțin pentru alte 4 ore, casa este tot la școală. Au fost selectați să facă parte dintr-un program al organizației Salvați Copiii, prin care li se oferă ajutor la teme, un ajutor pentru unii esențial. Vin și din alte țări și au stat o perioadă, să zicem, acolo destul de mare și acum încearcă să se readapteze și să învețe limba încă o dată sau chiar să o învețe pur și simplu, nu neapărat să o reînvețe. Este o șansă mare din punctul meu de vedere. Ajutor înseamnă pentru unii învățarea limbii, pentru alții deprinderea socotitului. Sunt însă și elevi pentru care orele petrecute aici au însemnat cu mult mai mult, un drum spre performanță. Progresul copiilor este evident, se reflectă atât în rezultatele de la evaluarea națională, cât și la orele de limba română și matematică. Anul trecut, toți elevii de clasa 8, absolut toți, au obținut rezultate extraordinare la evaluarea națională. Unul dintre ei, Eduard Tuță, de clasa a 8-a, chiar a participat la Olimpiada de Matematică, Olimpiada Județeană. La Olimpiada de Matematică a participat și Pavel, elev acum în clasa 6-a. Și-a dorit mult să intre la centrul de excelență și după o încercare eșuată anul trecut, din această toamnă, visul i s-a împlinit. E vreo problemă la matematică să-ți facă ție probleme? Adică e ceva pe care nu știi să rezolvi? Nu, pentru că lucrez foarte mult acasă și învăț foarte bine la școală. Ce-ți place ție să faci cel mai mult? Să mă joc și să colorez, să fac matematică și să calculez. De când îți place limba română și ce-ți place mai mult, gramatica sau litera? De când am început proiectul și îmi place mai mult literatura. Există situații în care progresul este unul real. Cadrele didactice ne spun, se vede că vine la voi, uite, a început să se simtă acest efect. Și de ce nu e cumva o echipă mixtă, familie, proiect și cadru didactic sau dirigintele de la clasă și se comunică foarte mult în acest sens și contează foarte tare. Deci da, efectele se văd. Rezolvarea temelor pentru a doua zi sau pregătirea pentru performanță le ocupă majoritatea timpului, însă nu este singura activitate din centru. Dorul de părinți, la unii sentimentul de vinovăție, îi fac pe copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate să aibă nevoie de sfatul unui psiholog. Dezvoltă o anumită traumă și cu trauma respectivă este cu atât mai mare cu cât copilul nu este pregătit pentru plecarea părinților la muncă în străinătate. De exemplu, o mare greșeală pe care o fac părinții când o fac este aceea că declară în fața copilului că pleacă în străinătate pentru a le asigura lor un viitor mai bun. Din acel moment, copilul deja se simte vinovat de plecarea părinților la muncă în străinătate. De aceea, psihologii susțin că părinții trebuie să le spună copiilor că plecarea lor este temporară și că familia va rămâne întregită. În anul școlar trecut, aproape 5.000 de copii din Dolj au avut cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate. Peste 1.400 au ambii părinți departe.